Sâmbătă la party, Marian l-a abordat subtil pe Antonio. Mă doare mijlocul, Antonio. Mă doare mijlocul, de fapt, nu picioarele. Aici. Acolo? Nasol. Da, mă, uite aici, în spate. Acolo, în spate, nu. Nu știu de la ce. Trebuie să strosnească cineva. Păi nu pot să îndrosnesc nicioasele, tu nu mă mai masezi. Of, ce viață grea duci. Pă bune. Și simți picioarele acum? Nu, dar pot să vii să... Te vină și tu. Vrei tu să vin lângă tine? N-am o problemă. Vrei să vii, vino, nu vrei să vii, nu veni. Vrei să vii, vino, vrei să vii, vii. It's your choice. Ce altă variantă nu e. Sunt foarte cald cu această bluză pe mine. Schimbă-te. Îmi place. Hai să te ajut. Te joci tu cu... Nu mă joc. Vreau să fiu un om bun. Da, da. Pare că tu mi-ai ajutorat și nu pot să mă schimb singur, nu? Am nevoie de ajutor. Da. După ce că mă ofer și așa, tu în loc să apreciezi. Of. Treaba ta? Ești o fată foarte bună. Știu. Nu, serios, m-a durut mijlocul ăsta. Și spatele încă mă doare, da. Nu primesc și eu nimic. Ceva să te îndrepte. Un masajul. Wow. Da, asta omenești. Nu mai... asta e omenie, nu? Masaj, da. Poate în afara acestui cadru ar fi fost omenie, dar aici nu este omenie, aici sunt intenții. Atunci și mai bine. Da? Da. Asta îți dorești să am intenția asupra ta? Da. Astfel e prea plictisitor. Nu, Camaru! Era otrăvit! Albă ca zăpada. Acum mori, Antonio. El să mă săruze ceva. Nu tu. Venea! Nu veneam, ce credeți? Eroi așa, am văzut și liniștit că nu te mai... Mâine, păi mine strici, păi că te-am violat. Liniștește-te. Păi aș putea să te violez fără să mă străduiesc nici măcar. Da, 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 da. Păi eu stau. Tu mi-ai face mie ceva? Da. Doamne, ferească Dumnezeu. Vrei să rămâi dependentă? Ferească Dumnezeu și măicuța! Să vedeți, ne l-a dus pe minte. Păi mă, Antonio, să ai gând urmar cu mine. Eu cu tine? Tu cu mine. Sper să intre cineva. Ar fi interesant. Dacă nu intra, o să vorbească doar cu tine și pleacă, zic eu de acum, nu? Da, dar de ce am eu așa de... N-are ce să vorbească cu tine. De ce? Păi dacă zice două dălea pe invers și o iei tu razna și că tu știi că tu nu știu ce, ce să mai vorbească omul ăla cu tine? Mă, tu dai seama. Eu sunt singurul om care te-a suportat, tu îți dai seama chestia asta. Oamenii care te suportă te știu de mică, aia e singură, că dacă cunoști oameni noi, nu te suportă niciunul, pe bune, să vezi. Ai multe, mi se pare că ai multe bariere, cum ți-am mai spus, nu e prima oară când îți spun chestiile astea. Ar fi trebuit să fiu așa o femeie de aia nebună, extravagantă, nu, să nu țin cont de nimeni și de nimic. Păi mie așa îmi place. Îmi plac oamenii care nu țin cont de nimic în afară de ei. Dar tu, din păcate, nu poți să fii, că ai un copil. Și în mod paradoxal, un cup de gheață poate încinge atmosfera. Ia uite ce se întâmplă aici, Maria. Tu ce părere ai? Ce? Ia stai. Cum te-a ucit din șot, Roberta? De unde l-ai adus? Pune-l în pahar, te rog. Roberta și-a pus privirea, are șalte. Îmi explici? Mam, ce să-ți explic? Comentariul tău ăla de cacao. Cât la sută mori eu? De ce ar fi trebuit să... Că mori, oricum. Pentru? Sau de ce? Că dansam cu anemona. Coboară jos de acolo, de sus, de unde ești. Nu. Păi... Că treaba asta nu o să mai fie pentru mult timp. Sus, sus. Pe cuvânt. O să fie mereu. Dar de ce ești așa sigur? Când crezi tu că o să-mi placă mie de tine? Până când o să schimb ceva la mine. Și eu nu schimb nimic la mine. Bă, mie când îmi place, îmi place. Dar și când îmi trece, îmi trece definitiv, crede-mă. Poți să te pui tu și în cur și în cap ce vrei tu. Noi și de nu suntem împreună, da? Noi nu suntem, dar nici nu mai
fi așa sigur că eu o să te plac în continuare, că nu o să fie așa. Și dacă nu mă plăcea ei? Nu, termină cu aerele astea, te rog eu mult, că nu e cazul, pe bune. Pe bune nu e cazul. Faptul că am recunoscut că, da mă, te plac, asta nu trebuie să... Să-mi placi mult timp de acum acolo. Nu vreau eu să se audă pe... Îmi pare rău că sunt camerele astea și am putea vorbi fără camere, că n-ai mai avea tu atitudinea asta. Tu ai atitudinea asta că suntem filmați. Păi de ce, Antonio? Dacă... Pentru că ai o stimă de sine exagerată. Eu? Da. Ridicată la un nivel sus, acolo rău de eu? Tot. Da, 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 tu. Tu acum vorbești despre tine, nu? Eu am învățat ceva, am spart cum ar veni Matrix-ul. Arată bine, gândește bine. Asta e de la Dumnezeu. Și nu mai ai nevoie de altceva. Nu trebuie să ceri confirmarea, nu trebuie să faci nimic mai mult. Dacă tu ești un element bun, atragi. Eu nu trebuie să fac ceva să te atrag pe tine. Eu, prin modul meu de a fi, o să te atrag mereu. Că tu o să fii dezamăgită că nu am făcut pași spre tine în momentul ăsta, e una. Dar eu să te dezamăgesc pe tine, să fac un gest urât, gen împotriva ta, e alta. Și eu nu o să fac niciodată chestia asta, nu o să fac nimic ceva împotriva ta. Da, dar știu cum sunt eu. Și știu care îmi sunt limitele. Da, dar tu nu ai venit în bărba ca mine. Știu cum sunt și cine sunt și... Nu de-a că am venit în emisiunea asta să... Și eu la fel, și eu la fel. Tocmai. Și crede-mă că eu știu cine ești tu și ce poți tu și... Eu știu. Nu știi. Nu știi, nici nu bănuiești. Deci eu te pun pe top. Dar aia numit de chestii care... Nu ai evoluat. Și chestii de... De astea personale, de... Ego. Și când depășești chestiile aia de ego, atunci devii pentru mine o persoană super. Gen o persoană care poate să mă înțeleagă și pe mine și o persoană care știe ce pierde dacă m-ar pierde pe mine. Dar tu nu știi ce pierzi. Că tu mă consideri pe mine că eu sunt la nivelul ăla de ego, că mie îmi place să mă placă multe fete, că chestia asta înseamnă ceva pentru mine, că... Nu înseamnă nimic. Asta-i dovedit tu. Nu, asta ți se pare ție că am dovedit. Ai spus mai devreme că eu o să te plac pe tine mult timp de acum încolo. O să mă placi cât o să trăiești și cât o să rămân eu aceeași persoană. Pentru că și eu o să te plac pe tine cât o să trăiești și cât o să fii aceeași persoană. Dacă tu continui să ai fizicul ăsta și să ai calitățile astea, eu dacă ne întâlnim peste 5 ani și tu ești aceeași persoană, eu oricum o să te plac pe tine. După ieșirea noastră din această emisiune, prietenește, am să te invit în familie la mine. Și o să mă placă toată lumea. Și ai să vezi. Și o să-i placă și cât de nesimțit sunt. Că vă place chestia asta să fii nesimțit, dar nesimțit frumos. Când o să ieșim din emisiunea asta, probabil o să fie altceva. E o iubire de vară, ne vedem. Da. Nu meriți mai mult! Iar Irina o atenționa pe Maria că parcă repetă unele greșeli cu Antonio. Ți-am zis că ai început să-i bine când te-ai despărțit de Antonio, cu reacțiile din live și așa, că îl făceai să simtă prost. Și da, dar nu am făcut-o intenționat. Asta a fost reacțiile mele la proade. Știu, dar ce-am zis? Că dacă vrei ceva cu el, ai început să-i bine. Dar după cu... Cu mâncarea și așa și cu de ce crezi că eu n-am fost sinceră și cerându-i validare și așa. Nu, nu i-am cerut validare, doar că eu am încercat să explic ce m-a supărat pe mine la el și de ce am încercat, de ce l-am privit eu cu alții. Eu te înțeleg, asta nu trebuia să o faci. Dacă vrei să o cucerești, dar nu contează. Nu vreau, chiar nu vreau. Eu nu zic că mai vin eu omul ăsta. Mai, ascultă-mă! Nu mă linți! Fii atent, am spus și noi mai devreme. Nu mă linți! Uită-te la mine! Mai fată, eu nu am zis că nu, că în continuare nu-mi place de el. Dar chestia asta nu o să fie la infinit. Înțelegi? Dar nici nu... Dar ești acum în stadiul de a cuceri. Și ți-am zis o părere de-a mea. Ai luat-o bine la început. Eu nu îl mai văd pe omul ăsta serios sau să-mi doresc pe bune ceva serios cu el. I-am spus și lui, mă, tu ești bun așa, de iubire de vară, dar nu mai mult. Pe bune, eu nu te-aș mai lua în serios. Păi pe ăsta poți să-l iei în serios? Pe bune, n-ai cum. Ai vrea ca să fii singura femeie pe care el o ia în serios, lasă-mă. E, n-am zis că n-aș vrea. Dar... Nu e ce trebuie. Poate fi. Poate, da, e cale lungă. Și atunci ce a fost? Ce anume?
Așa, da. Interacțiunea asta. Ah. Eu și Antonio, tachinările noastre. Hey. Hai, că e mai mult de... Am conversat. No. Maria, hai să o luăm cu de la limbajul trupului. Adică... Nu știu, așa mă manifest eu în prezența lui Antonio. Nu știu cum să numesc treaba asta. Ce pot să zic? Acum încep cu chestiile alea care mă enervau pe vremuri la tine, știi? Ai încercat. Hai să fim asumați că vedem același lucru. Am vrut să-l seduc. Da. Da. Nu-i așa? Da. Nu știu dacă așa se poate spune, dar atunci da. Nu e ce se poate spune. Eu, ca de fiecare dată, interpretez după imaginea pe care le-am văzut. Tu erai acolo într-un proces de recucerire a lui Antonio. Am încercat, dar nu s-a putut. Da, culmea că el era ăla defensiv care stătea așa. Ce să vezi? Nu, că e cu minte, e cu minte. Acum, da, el era... Poate nu era cu mult suc, habar n-am, nu știu. Poate dacă era mai spre finalul se serii, cine știe? Se gândea la Giulia momentele alea. Am vrut să fac un act demonstrat. Dar eu nu vorbeam de Giulia, vorbeam de tine și de intențiile tale și cu principiile despre care vorbeai acum câteva zile, săptămâni. Nu mai sunt, nu? Știi că ți-am spus ceva, Maria? Sunt acum, acolo eu nu te cert, dar ți-am spus acum vreo două săptămâni că fă să nu-ți pară rău pentru... Știi tu pentru ce? Da, 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 știu. Eu știu ce am spus și... Eu nu... Adică n-aș putea să trec de la o extremă la alta să zic că în săptămâna asta mi-a plăcut Antonio, săptămâna următoare nu mai place Antonio. Antonio are calitățile lui pe care... Da, da, depinde cum te raportezi tu. E un om asta care ți-a frânt inima. Acum, tu ți-asumi, adică spui așa... Uite, domnule, e bine, îmi place într-adevăr de el, eu aș vrea să mai încerc, să vedem, poate îi mai dau o șansă. Poate o să mai vrea și el să mai dea o șansă, hai să o privim așa, în termen de reciprocitate. Antonio, cât timp va fi aici, el nu va putea să formeze, nu cu mine, cred, consider cu nicio fată o relație serioasă. Dar de ce crezi asta? Pur și simplu, poate așa poate se îndrăgostește. Doamne, așa ce să zic acum, îndrăgostească. E pur și simplu părerea mea. Și când am zis că mai are de copilărie, am zis că mai are de copilărie. Dacă Antonio... Păi și de ce ai vrea tu să te legi la cap cu un om care mai are de copilărie, care nu-i serios, care... Aici am vrut să ajung. Da. Nu l-aș mai lua în serios la modul să mă gândesc ceva, o relație stabilă cu el și așa mai departe. Absolut deloc. Da, da. Problema e că se bat cap în cap lucrurile pe care le-ai spus până acum în emisiune, că tu ești un om serios, că tu ai principii, că tu nu-ți permiți să te joci, tocmai pentru că ai o situație un pic mai... Da, vă dați seama că nu am venit aici să mă joc și să... Și că tu, din potrivă, tu nu ești genul care să vrei prieteni cu beneficii în această perioadă a vieții tale. Și atunci cum să interpretăm? Atenție, nu vreau să pară că te ceri sau ceva. Vreau pur și simplu să înțeleg. Adică vreau să înțeleg ce-ți dorești tu în acest moment. În acest moment, în legătură cu Antonio, nu pot să zic că îmi doresc ceva anume, pentru că știu, în mintea mea, lucrurile sunt foarte clare, sunt mai mult decât evidente. Păi eu nu știu dacă sunt foarte clare. Nu, tocmai că nu sunt evidente. Dacă în momentul în care tu te-ai întors în poziția aceea, apropo de limbajul corpului, da? Și ar fi venit Antonio și te-ar fi masat și ar fi plusat. Crede-mă că v-ați fi sărutat, adică nu era niciun dubiu și probabil că v-ați fi împăcat. Asta zic. Depinde foarte mult ce îți dorești. Tu poți să nu-mi spui mie acum ce-ți dorești, știi? Că nu e relevant, dar trebuie să fii tu cu tine ok cu ce-ți dorești. Pentru că una spui, una ai spus și alta... Sigur, că mulți se răzgândesc în emisiunea asta. Nu e asta o problemă. Doar să știm. Nici pe Irina nu înțeleg, care este cu ochii pe voi ca pe butelie. În toate direcțiile vă păzește pe toți. Toți. Da, dar și aici nu înțeleg de ce. Da, bine, mai discutăm, că nu mai avem timp, că sunt curioasă să văd ce a aflat Dima.